Ediția a 11-a din seria a 2-a a festivalului concurs Primăvara Albastră a fost încheiată vineri, 6 iunie, prin decernarea premiilor. Așa cum știți, urmează festivitatea de premiere a laureaților acestui festival și trebuie să recunosc că este o deosebită plăcere pentru noi să recunoaștem, pentru orașul Pucioasa, că foarte mulți premianți de anul acesta sunt de la noi din oraș. Elevii ai colegiului Nicolae Titulescu din Pucioasa, cum spuneam. La împlinirea 50 de ani, iată, a unei jumătăți de secol de la lansarea festivalului Primăvara Albastră și de la reluarea sa acum 11 ani, această mare manifestare de sub pitorescul deal al Patranei s-a impus în peisajul cultural al țării. În urmă cu 50 de ani, în anumite momente istorice, să le spunem, ale României, era primul act de cultură, dacă vreți, un fel de mică revoluție împotriva unui dogmatism al epocii, când în acest oraș, frumos de altminteri și atunci și acum, orașul Trandafirul, cum s-a numit, se năștea acest festival, era un vis al scriitorilor din fostul raion Târgoviște. Cele peste 70 de lucrări înscrise în concurs au fost împărțite pe mai multe secțiuni, precum poezie, proză scurtă, teatru scurt, eseu și jurnalism. Acestea au trecut prin filtrul unui juriu exigent, format din adevărați specialiști în domeniul literar, precum Tudor Cristea, Mihai Stan, Dan Gâju, Agnes Eric, Victor Petrescu, George Coandă și Luminița Gojoiu. Câștigătoarea trofeului Primăvara Albastră este din București și a depus lucrări la 3 dintre secțiunile Festivalului de Creație Literară, surprinzându-i pe membrii juriului prin felul în care expune tainele cuvintelor. Trofeul Primăvara Albastră unei doamne sau domnișoare, nu știu ce este, ne-a făcut o impresie extraordinară. Chiar am rămas surprins pentru că a participat la 3 secțiuni, practic, poezie, reportaj și teatru. Doamna de altfel vine din teatru, din lumea mare a teatrului românesc, din acea lume teatrală tutelată pe o scenă de prestigiu a României, nu numai capitale. Se vă invit aici, domnule președinte, anunțați-o dumneavoastră, președinte asociației. Doamna Edith Negulici din București. Trofeul a fost realizat de sculptorul Liviu Brezeanu, fiu al orașului Pucioasa. Câștigătoarea provine din lumea artei teatrale și are o mare pasiune pentru scriitură. Are experiență în ceea ce privește concursurile literare, iar acest lucru, amplificat de iubirea pentru literatură, și-a pus amprenta asupra festivalului Primăvara Albastră. Nu mă așteptam. Am scris pur și simplu pentru că așa simt, pentru că lucrez într-o zonă artistică, mă inspiră foarte mult. Scrisul este pentru mine practic un mod de viață, o a doua respirație, o a doua bătaie de inimă. Limita de vârstă pentru participarea la concursul de creație literară a fost de 35 de ani.